Combaterea criminalității a reprezentat una din direcțiile de acțiune ale polițiștilor giurgiuveni, iar în urma activităților întreprinse în 2015, rezultatele obținute au fost pe măsura eforturilor depuse de către oamenii legii. În anul 2015 a fost înregistrat un trend descendent al criminalității mediu rural, unde au fost sesizate 3049 de infracțiuni, din care 79 de natură economică, 2507 de natură judiciară și 463 de altă natură. Comparativ cu aceeași perioadă anului anterior, situația infracțiunilor sesizate este în scădere cu un procent de 17%. În anul trecut, polițiștii giugiuveni au avut de soluționat și cazurile în care au fost comise infracțiuni de omor, tentative de omor sau alte fapte cu violență majoră. Per ansamblu, infracțiunile de omor au fost mai puține în ultimii doi ani, dacă în 2014 aveam 5 astfel de cazuri, în 2015 am înregistrat uh, două cazuri. Tentativele la infracțiunea de omor sunt în scădere cu 7 fapte de la 9 în anul 2014 la 2 în anul 2015. De menționat este și faptul că în județul nostru în 2015, ca urmare a activităților întreprinse de către polițiștii Giurgiuveni, infracțiunile stradale sesizate au scăzut cu aproape 16%, mai exact de la 146 la 123 de astfel de fapte. Infracțiunile economice financiare au scăzut de la 753 în anul 2014 la 708 în anul 2015. În cifre absolute cu 45, reprezentând un procent de aproximativ 5,98%. Infracțiunile judiciare au crescut însă cu 332 de la 3697 de fapte la 4029 în anul 2015, o creștere de aproximativ 1,98%. Din numărul total de 130 acțiuni organizate și desfășurate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, 93 de intervenții au vizat domeniul evaziunii fiscale. În perioada analizată, reiese că polițiștii giurgiuveni au întocmit 265 de dosare penale. Anul trecut, doar la regimul circulației, au fost aplicate aproape 50.000 de amenzi care au dus la bugetul local circa 16 milioane de lei. De asemenea, cei de la Serviciul rutier a lăsat pietoni aproape 4500 de șoferi care s-au ales cu permisele de conducere suspendate, după ce au fost prinși pe picior greșit. Cumulat, viteza și neacordarea de prioritate au stat la baza producerii celor mai multe accidente grave, dar corelat cu interacțiunea între participanții la trafic se trage concluzia că pietonii și bicicliști implicați în accidente rutiere atrag urmări grave sau deosebit de grave, ca și consecințe ale indisciplinei în trafic, afectând astfel siguranța rutieră în mod direct.